Hristos ne îmbracă în desăvârșirea caracterului său. În Romani, capitolul 6, cu versetul 13, găsim scris: Dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Cei care au fost chemați de Dumnezeu să lucreze prin cuvânt și învățătură trebuie să fie neîncetat elevi în școala lui Hristos. Cei care nu înțeleg că este important să devină din ce în ce mai puternici nu vor crește în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Tot cerul este interesat de lucrarea care are loc acum pe pământ. Îngerii privesc cu interes spre cei care au primit cinstea de a lucra în calitate de colaboratori cu Dumnezeu. Când slujitorii lui Hristos vor fi conștienți de prezența celui care are putere să izbăvească, vor fi plini de recunoștință față de Dumnezeu pentru puterea harului său. Cei care îi dedică totul lui Hristos vor învăța cum să câștige suflete, întrucât ei vor avea o relație strânsă cu răscumpărătorul lumii. Iisus este lumina lumii, iar voi trebuie să vă modelați viața după viața sa. Hristos va veni în ajutorul vostru în formarea unui caracter puternic, simetric, frumos. Satana nu poate contracara lumina răspândită de cei care au un astfel de caracter. Domnul are ceva de făcut pentru fiecare dintre noi. El nu a prevăzut ca noi să fim susținuți prin influența laudelor și a încurajărilor oamenilor. El dorește ca fiecare suflet să reziste prin puterea Domnului. Dumnezeu ne-a dat tot ce putea mai bun, chiar pe singurul Său Fiu, ca să ne înalțe, să ne înnobileze și să ne pregătească pentru familia din împărăția Sa, îmbrăcându-ne cu desăvârșirea caracterului Său. Iisus a venit în lumea noastră și a trăit așa cum se așteaptă ca urmașii Săi să trăiască. Dacă suntem îngăduitori cu noi înșine și prea leneși ca să depunem eforturi serioase pentru a coopera cu lucrarea minunată a lui Dumnezeu, vom pierde și viața aceasta și pe cea viitoare și veșnică. Dumnezeu vrea ca noi să lucrăm nu cu desnădejde, ci cu o credință puternică și cu speranță. Pe măsură ce cercetăm Scripturile și suntem luminați ca să vedem bunăvoința minunată a Tatălui în faptul că L-a dat pe Iisus lumii pentru ca toți cei care cred în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, vom tresălta de o bucurie negrăită și plină de slavă. Dumnezeu dorește ca tot ce poate fi obținut prin educație să fie întrebuințat pentru înaintarea adevărului. Evlavia adevărată, esențială, trebuie reflectată prin viața și prin caracterul nostru, astfel încât crucea lui Hristos să fie înălțată înaintea lumii și valoarea sufletului să fie descoperită în lumina crucii. Mintea noastră trebuie să fie deschisă ca să înțeleagă Scripturile, ca să obținem puterea spirituală prin hrănirea cu pâinea cerească. Părinte Ceresc, îți mulțumesc atât de mult pentru privilegiul pe care mi-l oferi de a fi ca Tine. Te rog, îmbracă-mă în desăvârșire și dă-mi caracterul nobil pe care Tu îl ai. Îți mulțumesc că și astăzi, chiar dacă trec prin încercări, voi fi biruitor prin Tine. Fii slăvit și lăudat. Amin.